Sute de cetățeni români plecați în Israel au revenit în țară imediat după atacurile asupra acestui stat. Există însă și mulți români care urmau să plece în vacanță în Israel în această perioadă. Aceștia apelează la sprijinul agențiilor de turism, mai ales că au plătit integral sau parțial sejururile în zonă. În acest moment, cea mai importantă este siguranța călătorilor și turiștilor în legătură cu destinația Israel. Atât turoperatorii, cât și companiile de zbor prezintă mai multe variante pentru cei care au achitat total sau parțial aceste călătorii, în sensul că se renunță la procedurile standard privind taxarea modificărilor și se fac fără modificare atât restituirea totală sau parțială, dacă s-a zburat pe un segment, fie reprogramarea, dacă destinația e importantă, pentru o dată când lucrurile vor intra normal. Astfel, rămâne la latitudinea turiștilor să aleagă varianta optimă pentru ei. Cel mai des, turoperatorii și turiștii cu care am ținut permanent legătura au ales să plece în altă destinație, utilizând astfel banii plătiți în avans către turoperatori. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în statul Israel să își reprogrameze călătoria și să urmărească rubrica Alerte de călătorie de pe pagina de internet a MAE. Asta în timp ce cetățenii români care se află pe teritoriul acestui stat se pot adresa ambasadei României la Tel Aviv și își pot anunța prezența în regiune, comunicând astfel datele de identificare și propriile coordonate la adresa de e-mail telaviv@mae.ro și la numărul de telefon de permanență al ambasadei României la Tel Aviv, precum și cel al consulatului general de la Haifa.